Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază o Skoda Octavia 2013-2014, Octavia 3, la care avem o problemă, să zic așa, întâlnită, practic a doua oră și de-aia am ținut să și filmez și să vă și arat rezultatul. Mai exact, aparatul pornește, aparatul funcționează ascultă la tot ceea ce înseamnă comenzile de touch, comenzile de navigație, tot, tot, calculator, computer de bord. Singura problemă ce este, dispare sunetul. Nu mai are, practic, sunet. Ok? Se pare că partea vitală ar fi el, da? Deoarece el este și inclusiv care are partea de amplificare, tot, tot, tot. Ok? Vreau să vă zic că în momentul de față practic l-am extras, da? Deci am scos inclusiv conectica. Am să îi facem tot ceea ce ține de partea de servisare, de reparație, să vedem unde este problema, după care vă voi prezenta inclusiv și rezultatul final, da? Vreau să menționez că am întâlnit această problemă inclusiv la Audi A3 2000, tot așa, 13-14, că îi funcționa aparatul, doar modulul nu mai a, reacționa la partea de sunet. Este foarte greu de a, găsit problema de deoarece are niște SMD-uri foarte mici, are niște componente foarte inteligente variantele astea mai noi. Da? Deci trebuie să fii un pic priceput ca să știi ceea ce este de făcut în cazul în care sunteți interesați cei care sunteți interesați să vă rezolv problema. Puteți să mă contactați privat vedeți în acest clip în partea de jos a clipului puteți să vedeți numărul de telefon și putem să discutăm cum se poate rezolva și cum puteți și dumneavoastră avea rezolvarea acestei probleme. Dar hai să trecem la finalizarea a, proiectului da. Deci le extragem. In uh, reparăm, după care vom reveni și vom uh, prezenta practic partea finală. Am ajuns în varianta în care totul este reasamblat, totul este conectat, tot la locul lui. Da, închidem aici. Tot ce este de închis. Hai să i dăm prima cheie. Nici măcar n-am făcut probă, da? Și vreau să încerc să îi văd practic partea finală. Așa, țin să menționez că pe aceste aparate inclusiv putem pune să le androidizăm, deci să aveți practic tot ce înseamnă Android, Waze, YouTube și tot, 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 tot puteți să aveți direct din partea de, așa zis, taciul original al aparatului, da? Hai să vedem un pic, să dăm un pic de sunet. Așteptăm inițializarea lui. un mai ales temporar va ploua în vest, sud-vest și Utrează centru. Peste de bun bun. montare mai sunt posibile în și la Puviță. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 10... Dacă sunteți câțiva posesori de asemenea autoturisme și asemenea aparate originale, da, de, de Skoda sau nu numai, să menționez că le putem rezolva fără exact, nicio mici, problemă. Da? Iată aici este rezultatul. Exact ce v-am zis, că el nu mai avea niciun gram de sunet disponibil. Așa și nu trebuie să vă gândiți la partea de cei care cunoașteți electronică, parte de final, parte de putere, este puțin o altă problemă, puțin mai dificilă și noi am crezut că este puțin mai, să zic așa, puțin mai ușor, dar cine este priceput, știe ce trebuie să facă cine nu mai bine să nu insiste deoarece mai mult poate să strice din acest punct de vedere, ok? Repet, îl putem androidiza, deci putem să avem, de exemplu, prin apăsarea de meniu mai lung, putem intra într-un meniu de Android, ceea ce înseamnă că putem avea Waze, YouTube, Netflix, DigiOnline, tot, 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 da? Putem monta cameră față, cameră spate, cameră de monitorizare, trafic frontală, așa, cât și pornire de motor, din telecomandă, din ceas, din pager, din ce doriți dumneavoastră. Avem foarte multe soluții, senzor față, senzor spate, care putem să-i afișăm inclusiv pe acest aparat sistem de mirroring și tot, 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 ceea ce doriți. Totul este să ne contactați, vă rog mai mult să ne sunați decât să scrieți, pentru că la partea de scris stăm puțin mai greu cu răspunsurile, okay? Vă mulțumesc! Dacă vă plac asemenea proiecte, puteți intra pe www.soundidentity.ro proiecte, da? Sau puteți intra pe Facebook, Sanduvancea sau Sound Identity Hi Oradea, cât și pe canalul nostru de YouTube, pe nume Sound Identity, unde dacă intrați în playlisturi găsiți reparații diverse și mai găsiți mai multe variante unde am reparat foarte multe aparate și le-am pus, așa zis, pe picioare. Deci, soluții avem pentru foarte multe stricăciuni și foarte multe aparate care sunt defecte. Vă mulțumesc în caz că v-a plăcut acest clip, vă aștept să vă abonați și să mai urmăriți ceea ce realizăm noi. Vă mulțumesc că a fost Sandu, la revedere!